seara o avem alături de noi pe domnișoara Rosalia Bot, doamna Rosalia Bot. Este o provocare să creezi o ținută vestimentară având-o ca inspirație pe regretata Maria Tănase? Este o provocare, dar este una extrem de plăcută. Am fost foarte încântată când am primit această invitație și chiar dacă inițial mi s-a spus că ar trebui să mă gândesc să creez 3 ținute, după ce le-am creat pe cele 3, simțeam că parcă mai trebuie să fac și, nu știu, cred că ar fi frumos o întreagă colecție. Care au fost punctele de la care ai plecat în aceste creații vestimentare? Nu știu exact care au fost punctele. Vă spun foarte sincer că în momentul în care am început să schițez și să-mi aleg țesăturile și broderiile pentru aceste ținute, am căutat muzica Mariei Tănase. Am lăsat-o să se audă tare în atelier și parcă am simțit, nu știu, puterea acestui fenomen Maria Tănase și parcă a curs totul, așa. Cât de mult crezi că reprezintă identitatea românilor brandul Maria Tănase? Eu zic că Maria Tănase este apreciată și cred că știm să o apreciem la adevărata ei valoare, cel puțin marea majoritate a românilor. Este simbolul națiunii românești. Ce părere ai despre acest eveniment dedicat Mariei Tănase? Este superb, repet, eu am venit din Bihor până aici și sunt foarte încântată că am fost invitată. Este excelent și sper să vină cât mai multă lume și să vadă eforturile și strădania designerilor de a se apropia cât mai mult de spiritul acestui geniu. Este prima dată când participați la un eveniment organizat al Alin Gălățescu? Da, este prima dată când particip prin munca mea. Am mai participat, da, am fost să văd ca invitat, dar acum, da, este prima dată când prezint. Care sunt realizările dumneavoastră de până acum și ce vă propuneți pe viitor? Eu sunt destul de novice în acest domeniu și încă nu am avut decât o singură prezentare de modă. Anul trecut am o colecție și o campanie, campania Lunatico, prima mea colecție, și acum pregătesc o nouă colecție, deja lucrez la ea și sper ca în luna mai să particip la următorul eveniment marca Alin Gălățescu. Și acum era o următoare întrebare, unde sunt următoarele evenimente la care vă putem vedea? Păi eu sper că la gala avant-premier și sper că la Feric Fashion Days la Sibiu și sper că la mai multe. Încă nu știu exact, dar mi s-a mai propus, am mai primit invitații verbale, aștept să văd și o să vă anunț. Mulțumim, o zi bună! Mersi mult!